Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol și cei ai subunităților de poliție din județul Hunedoara au efectuat verificări privind modul de exploatare, transport, gestionare, depozitare și valorificarea materialului lemnos de către diferite persoane fizice și juridice de pe raza județului. Ca urmare a activităților de control pentru încălcarea legislației silvice în vigoare, polițiștii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 16.000 de lei și au confiscat peste 20 de metri cubi de material lemnos. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni de tăiere fără drept și furt de arbori, iar pentru fapte prevăzute la alte acte normative cu incidență în domeniul silvic, au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.400 de lei. Polițiștii au intensificat controlele privind modul de exploatare, transport, gestionare și depozitare a materialului lemnos de către diferite persoane fizice și juridice de pe raza județului Hunedoara. La aceste activități de control au participat și reprezentanți ai Gărzii Forestiere Timișoara și ai ocoalelor silvice de pe raza județului Hunedoara, iar ca urmare acestor activități de control, pentru diferite încălcări ale legislației silvice, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale și au fost întocmite de asemenea 2 dosare de cercetare penală ce privesc infracțiuni de tăiere fără drept și furt de arbori.